Doi tineri din localitatea Ratin, județul Sălaj, bănuiți de comiterea unui furt din locuință, au fost identificați la începutul acestei săptămâni de către polițiștii din comuna Crasna. În fapt, în data de 6 februarie, un bărbat din localitatea Ratin a sesizat poliția despre faptul că persoane necunoscute au pătruns într-o anexă a locuinței, de unde i-au sustras bunuri în valoare de 800 de lei. Cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști, suspecții de 15, respectiv 19 ani, ambii din localitatea Ratin au fost prinși de polițiști pe raza localității. Prejudiciul a fost recuperat și urmează a fi restituit părții vătămate. Față de cei doi, oamenii legii continuă Cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.